Stați așa să o luăm în ordine. În primul rând vreau să mulțumesc editurii Bookzone pentru că asta pe capul meu m-a forțat, m-a constrâns, m-a supus, da, Ioana, da, foarte, unor cazne, da, deci m-a, chiar dacă pare așa zâmbitoare, este ceva îngrozit. Deci de jumătate de an spune nostru, trebuie să scrii ceva pentru un cat emoțional, trebuie. E un lucru care, pe care toți îl facem și poate de multe ori ne simțim vinovați și la insistențele editurii am spus ok, o să scriu o carte care, spre deosebire de celelalte cărți ale mele care au avut o structură foarte clară, nu știu, așa, niște puncte, o organizare interioară, aici despre suflet n-ai cum să fii organizat și am zis va fi așa ca o poveste în care eu, nu știu, să zic, povestesc despre ce înseamnă mâncatul emoțional și cei care vor citi, sper din suflet că se vor regăsi. Sunt, din punctul acesta de vedere al psihonutriției, consider că nu se vorbește suficient. Există zeci de nutriționiști care aplică tot felul de strategii, de programe, de liste, de ți se dă un orar, ți se dau feluri de mâncare. Toată lumea, și chiar și cei din jurul meu, toată lumea se întreabă, sau întrebarea care e pe buzele tuturor, este ce să mănânc. Da? Deci suntem la capitolul meniu. Mie mi s-a schimbat, nu știu, percepția, atitudinea, abordarea în momentul în care am înțeles că întrebarea cheie nu este ce să mănânc, ci este de ce mănânc. Și în momentul în care spui întrebarea de ce mănânc, adică nu e ca la psiholog că trebuie să răspunzi. Trebuie doar să-ți opui și să rămâi așa pe gânduri sau să rămâi într-un suspans și să realizezi că nu-ți vine, răspunsul nu este de foame. Adică de foarte puține ori în viața noastră, pe perioada unei zile, mâncăm pentru că ne este foame real, conștient, de adevăratele. De cele mai multe ori ducem mâna cu mâncare la gură și dacă cineva ne-ar întreba sau noi ne-am întrebat de ce mănânc, n-am avea un răspuns. Pentru că nici asta cu emoțiile negative sau cu senzațiile și sentimentele legate de partea mai puțin plăcută nu sunt conștiente. Adică noi nu ne dăm seama, nu știm când suntem obosiți, când suntem frustrați, când suntem nervoși, cei din jur se prind mai repede. Noi nu realizăm, suntem într-o stare din asta de agitație, tensiune și ființa noastră emoțională, că nici nu știu cum să-i spun, copilul nostru interior, ar zice Gaspar, efectiv are nevoie de mâncare ca să se calmeze. Această relație dintre mâncare și stare de bine, eu când am revizuit cartea și am corectat-o, cred că am găsit cuvântul mâncare egal stare de bine, exact așa scris cu egal, de zeci de ori, să nu vă supărați că se repetă, ci pentru că trebuie să ne intre în cap, mâncarea ne dă stare de bine. Și noi vom apela la ea instinctiv, de câte ori avem o stare de nebine. Deci e o chestiune atât de normală, de, nu știu, naturală, de firească, încât este foarte mare păcat să ne certăm că facem asta. Mai degrabă ar trebui să venim un pic înaintea problemei și să spunem cum aș putea să mă ajut sau ce ar trebui să fac ca să nu mai ajung în starea de nebine care necesită mâncare. Deci este primul element la îndemână cu care ne liniștim, ne calmăm și ne oferim o minimă stare de bine. E drept că trece repede, pentru că vine vinovăția din noi care realizează că nu ne-a fost foame și ne certăm pentru că am mâncat. Dar nu avem stropul ăsta de înțelegere ca să ne dăm seama că n-a fost gratuit mâncatul ăla. Deci noi nu eram fericiți, entuziasmați, bucuroși, cu o mulțime de surse de plăcere. Până la urmă bag microfonul în apă, cu o mulțime de surse de plăcere și ne-am trezit așa suplimentar mâncând. Deci mâncarea a fost un element pozitiv într-un context pe care poate n-am realizat că l-am trăit negativ. Și atunci faptul că ea există și că apelăm la ea nu ne face nici vinovați, nici lipsiți de voință, nici păcătoși, nici în niciun fel în care voi v-ați, să zic așa, gratifica cuvinte din astea dure, nu suntem cu nimic vinovați pentru asta, este doar o incapacitate de a rezolva respectiva problemă, respectiva situație într-un mod mai eficient. Și atunci o acoperim un pic cu mâncare pentru că doare mai puțin. Dar este atât de des această
nu știu cum să-l numesc, la un moment dat în carte o să vedeți, o să găsiți ceva ce se numește intoleranță la disconfort, adică trăim într-o societate care ne agresează, care ne abuzează, care ne stresează, care nu ne întreabă niciodată noi ce ne-am dorit și cu ce ne-ar fi bine, da? Uităm să mai avem grijă de noi, mai ales pentru doamne, spun, au grijă de toți cei din jurul lor, deci gândiți-vă că de multe ori avem grijă de vecini, de animalele de companie, de oricine înaintea noastră, da? Nu mai ajungem să mai avem grijă și de noi și atunci în acest context ajungem ca factorii de zi cu zi, de la, nu știu, de la deplasarea în mijloace de transport, în trafic, la, nu știu, poate o persoană care, căruia tu i-ai zis bună dimineața și nu ți-a răspuns. Un coleg de serviciu care poate avea niște probleme acasă și care a fost mai ciufut și mai, să zic așa, mai neprietenos cu tine. Toate aceste elemente negative ne dau un disconfort și suntem din ce în ce mai fragili și mai intoleranți la această energie negativă și la această răutate și la aceste împunsături și mușcături din jur. Nu trăim într-o societate care să fie prietenoasă și să ne ajute. Și atunci dacă nu știm să ne întărim un pic pielea, să nu mai simtă, da? Dacă nu știm să ne ferim sau culmea să luăm poziție în astfel de situații, pentru că cel mai corect ar fi să luăm poziție, da? Să-i spunem respective persoane, nu e frumos să nu răspunzi la un salut, nu e frumos să te porți urât cu mine că nu ți-am făcut nimic, adică absolut, da, deci lucrurile astea ar trebui verbalizate și noi să ne apărăm, da, de toate aceste urâțenii din jur. Și dacă nu facem lucrul ăsta, să nu ne mirăm că vom mânca fără să ne fie foame. Deci este o apărare minimă de care ființa noastră are nevoie, acolo unde noi, din păcate, ca niște stăpâni răi, n-am știut să o apărăm. Deci este o chestiune de o normalitate și de un firesc pe care trebuie să-l explicăm, pentru că dacă noi ne supărăm pe noi că am mâncat fără să ne fie foame și ne punem de mâine sau de luni la o nouă cură de slăbire, aia înseamnă un abuz suplimentar pentru o ființă care și așa era necăjită. Deci noi e ca și cum am avea un copil de care nu suntem mulțumiți și în loc să-l întrebăm ce-i cu el, să-l ajutăm să depășească momentul, să-l îmbărbătăm, să-l încurajăm, să avem o vorbă bună, îi spunem ok și diseară te puși de mâncat și de mâine te puși și la cură de slăbire și nu iese nimic din asta și tot noi ne mirăm de ce nu reușim. Deci nu pe război și pe pedeapsă trebuie să ne comportăm față de noi, nu pe mersul la un nou nutriționist care să-ți interzică că tu n-ai fost în stare să-ți interzici singur, ci pe această înțelegere și acceptare în care să stai de vorbă cu tine, să zici, bă, știu că ai avut o zi nasoală, dar dacă mai mănânci și porția asta de sarmale, o să fie și mai nasol pentru amândoi, adică și pentru siluetă, și pentru psihicul meu, hai să o facem mai puțin lată. Deci nu e interzis mâncatul emoțional. Însă, în momentul în care ne abandonăm în mâncare, lucrurile scapă de sub control și contează foarte mult dacă e o pungă de migdale sau doar o mână, dacă sunt trei sandvișuri sau doar unul, dacă e o farfurie cu vârf de mâncare sau doar un polonic. Deci, în orice variantă și dacă realizăm că am mâncat emoțional, nu o faceți lată. Adică mesajul meu, cum vă spuneam, e pe compromis și pe împăcare. Dați-vă, acordați-vă această minimă înțelegere. Cu cât sunteți mai indulgenți și mai binevoitori cu voi, o să vedeți că este mai rar. Adică nu mai mâncăm în ciudă. N-ați văzut că de câte ori cineva din jur ne spune, bă, ar trebui și tu să mai slăbești, parcă-ți vine să mănânci și mai mult. Da. Efectiv, da? Deci grija celor din jur nu ne ajută cu nimic. Ne sabotează mai degrabă. Dar noi cu noi nu mai trebuie să fim pe rea voință și pe pedeapsă, da? Dați-vă această prezumție de nevinovăție, lăsați-vă să găsiți confortul în mâncare și încercați în paralel să găsiți și alte surse de minimă liniște și plăcere ca un pic să mai compensăm din mâncare. Altfel, dacă mâncarea e singura, o să apelăm la ea de câte ori ne doare. Deci de câte ori ne doare, deschidem frigiderul. E ceva care așa ne-a făcut natura. Să găsim starea de bine în mâncare. Nu vă mai certați pentru asta, că e normal. Na. Ai spus... Pauză de respirație. Ai spus că e foarte importantă întrebarea de ce mâncăm, de ce mănânc. Tu în această carte ne-ai povestit câteva experiențe personale, ne-ai făcut cunoștință mai mult cu Mihaela Bilic și te-aș întreba dacă a existat în viața ta un moment cheie în care te-ai întrebat, măi, de ce mănânc? Și dacă ți-l aduci aminte, când a fost acel moment?
Asta cu de ce mănânc, am început să o întreb când am învățat psihonutriția în 2013, au trecut de atunci 10 ani și până ziua de astăzi nu știu de ce mănânc, de nu. Adică niciodată nu mâncăm din aceleași motive. Mănânc și eu în continuare, pentru că plouă afară, pentru că am ceva bun în frigider. Deci acum, astăzi am mâncat ultima felie de șuncă din frigider, nu mai am decât un iaurt. Adică când mă voi duce diseara în casă și voi mânca iaurtul, că îl mănânc, da? O să zic, de ce te mănânc? Pentru că altceva nu mai aveam, dar oricum te mănânc. Adică... Deci nu, mâncăm pentru că avem, mâncăm pentru că ne plictisim, mâncăm pentru că, cum spuneam, plouă afară sau pentru că e soare sau pentru că avem poftă de ceva. Deci sunt atât de variate și de diferite și de surprinzătoare motivele sau mâncăm doar ca să mâncăm, da? De, așa, de ritualul și de gestul în sine. Însă în momentul în care vă puneți întrebarea asta, nici măcar nu este atât de important să vă răspundeți punctual la ea. Adică, vai de mine, mănânc pentru că m-am certat cu iubitul și acum sunt nervoasă. Ok, ai realizat că nu-i de foame, da? Imediat întrebarea următoare, sau mă rog, strategia este: cum să o fac mai puțin lată? Pentru că dacă te duci dacă pe acest motiv de supărare, frustrare, nu știu să zic, necaz, enervare, tu în frigider găsești toate bunătățile care îți plac și te pui așa la masă și te apuci de treabă, s-ar putea să mănânci o oră întreagă și să nu te oprești, că nu ți-a trecut supărarea, da? Dacă deschizi frigiderul și în el ai salată, carne rece, șuncă și iaurt, le vei mânca pe alea, dar credeți-mă, cantitatea va fi mai mică, lăcomia va fi mai mică, adică le mănânci așa, dar îți trece mai repede. Și atunci, următorul meu sfat, pe lângă această împăcare cu voi, să nu vă mai certați de câte ori mâncați, pentru alte motive decât în afara de foame, este, dragii mei, singura scăpare și singura, nu știu să spun, soluție este disciplina și organizarea. Asta este o chestiune care nu mai ține, nu mai putem da vina pe nimeni, da? Motivele din jur de mâncat pe nervi, pe stres, pe din aia, sunt o mulțime, pe ele nu le putem elimina, însă când ducem mâna la gură cu mâncare, este responsabilitatea noastră cât mâncăm și ce mâncăm. Deci sfatul meu este, sau mă rog, recomandarea mea este și e pe pielea mea, nu vă spun vouă și o fac diferit, cea mai sigură cale să nu mănânci prostie, să nu le ai. Da? Deci vă dau cuvântul meu. Astăzi mi-am cumpărat un box de popcorn, are 4 pungi. Sunt sigură că le voi mânca foarte repede. În schimb, până mai cumpăr alte pungi cu popcorn, o să treacă cel puțin 3 luni. Adică este, dacă mănânci mai mult de una pe săptămână sau cât hotărâți voi una pe lună, apoi o să rabzi. Da? Deci partea de disciplină și de organizare nu are compromis. Dacă hotărâști să mănânci, nu știu, o dată pe săptămână prăjitură sau o dată pe săptămână paste sau pâine, fiecare, știți cum e, toți suntem egali, dar nu toți avem aceleași greutăți. Deci eu mănânc o dată în zi, am recunoscut-o și mănânc de mult o dată în zi, înainte să existe intermittent fasting-ul. N-am mâncat dimineața și acum chestiunea asta este, cum să zic, obligatorie, că n-am cum să mănânc dimineața. Mi-e ciudă când plec în vreo călătorie la cam micul dejun, atunci mănânc. Pe sistemul nu pot să pierd micul dejun ăla care e și gratuit și eu să zic nu, că dimineața nu mănânc, cu riscul să, dacă stau o săptămână, să iau un kilogram. Asta e, mănânc dimineața. Dar altfel, întârzi cât mai mult tot pe partea de disciplină, da? Contactul cu mâncarea. Din momentul în care am fost azi dimineața la Liana Stanciu în emisiune la Magic și spuneam, n-a zis tu, Liana, că ne-a întrebat o doamnă din Cluj, ce să mănânc la micul dejun? Zic, doamnă, eu aș pune întrebarea, de ce să mănânc micul dejun? Că dacă am luat-o de dimineață cu mâncare, până seara mănânc non-stop. Poate voi sunteți altfel, dar eu dacă am apucat să mănânc de dimineața, toată ziua mi-e foame. Toată ziua mi-e foame, da? Și atunci este, cu cât întârziem mai mult contactul cu mâncarea, cu atât câștigăm niște ore în care nu avem nicio calorie înghițită, da? Pentru că oricum până seara vor fi foarte multe ocazii și nutriționale și emoționale în care să apelăm la mâncare. Deci sfatul meu este, țineți-vă buget de calorii pentru seara, pentru că masa de seară e cea mai delicată, cea mai reconfortantă, cea mai normală, cea mai naturală, îți tragi și tu sufletul, îi potolești pe ea din jur sau se termină cu agitația prin casă, vrei să vezi un serial, să stai în canapea, să mănânci la masa. Dar oricum, e un moment în care dacă nu ți acorzi niciun fel de buget de calorii și n-ai dreptul la masă,
absența mesei de seară mi se pare de departe cel mai mare abuz. Deci faptul că te culci exact ca la orfelinatele alea, știți, când nu erau copii cu mișii, culcau seara nemâncați? Deci asta e pedeapsă. Să te culci cu burta goală este ceva oribil. Da? Deci țineți-vă buget pentru masa de seară și dați micul dejun cui vreți voi. Deci nu. Pentru că bugetul e mic și scade cu vârsta. Scade cu vârsta la son. Scade cu vârsta grav. Da. Deci la capitolul metabolism și buget de calorii, ar trebui rescrise cărțile de nutriție și să ni se spună că dacă mâncăm o dată în zi e bine și să nu avem pretenția la 3 mese, că nu toată lumea își permite, și niciun caz la 3 mese plus 2 gustări, ca e pentru copii în creștere. Deci nu ai cum să mănânci de 5 ori pe zi, sunt îngrași. Nu se poate, că nu se poate, nu se poate. Dacă emoțiile au legătură cu mâncarea și de multe ori sufletului este foame, cum putem să facem, să facem cunoștință poate mai mult cu emoțiile noastre? Pentru că sunt mulți care își doresc să slăbească și încep să țină diete. Ai spus și tu, merg la nutriționist, au o listă, ce am voie să mănânc, ce nu am voie să mănânc. O urmează îndeaproape sau la un moment dat spun, dă-i încolo, e mult prea greu, lasă și își fac de cap. Crezi că problema este că ei își doresc să slăbească prin a renunța la mâncare, pe când de fapt ar trebui să caute să se cunoască mai bine și să se împrietenească cu ei? Nu, aici este o problemă și mai delicată, aceea de responsabilitate. Sunt foarte mulți oameni care nu au disponibilitatea de a avea grijă de ei. Eu cred că mersul la nutriționist este un fel de predare a responsabilității. Eu nu mai știu ce să fac gen cu persoana asta, ai tu grijă de el. A întreba pe cineva sau a primit de la cineva o listă cu alimente, nu mai zic cu din alea, cu feluri de mâncare, pe care tu să le consumi la nu știu ce ore, nu știu ce combinații, mi se pare, oh, stai să nu zic vreo vorbă grea, mi se pare de cretini. Deci adică cum mă, eu complet nu mai am, cum să zic, responsabilitatea acestui corp și aștept pe unul din exterior să-mi spună ce să mă, păi de unde să știe ăla? În primul rând, de unde să știe ăla? Și apoi de ce eu să renunț la libertatea mea și să-i o dau lui? Adică atâta încredere am în tine, draga mea, că eu sunt o cretină care nu știe ce să mănânce, te rog, învață-mă. Doamne ferește, măi, oameni buni. Deci, a, da, nutriționistul poate să zică, sau asta ar trebui să învățăm în școală. ABC-ul de nutriție. Că făinoasele au rolul ăsta, că, nu știu, grăsimile au 9 calorii pe gram, să nu cumva să credeți că, să zic, sunt slabe în calorii. Că fructoza din fructe, chiar dacă e zahăr natural, îngrașă precum alcoolul. Astea, da, ți le zice nutriționistul, că tu nu ai de unde să le bănești. Dar în momentul în care e o chestiune de meniu și de număr de mese, adică eu, de exemplu, am avut, și tot timpul vorbesc despre ea, am avut o domnișorică care a venit la un control și a zis, la un consult, și am întrebat, păi cum, nu trebuie să mănânc micul dejun? Zic, nu știu, mă, fetiță, ți-e foame dimineața? Și a zis, nu. Păi și atunci, de ce să mănânc? Adică, înțelegeți absurdul în care, cum să mănânci, mă, micul dejun dacă ție nu ți-e foame? Și a zice, vai, ce bine că am fost la o doamnă nutriționist, whatever, care mi-a dat micul dejun la ora 9. Și mi-a zis să nu cumva să sar peste mese. Și ea, draga de ea, zice, și în weekend, că aveam muncă grea, vreau să dorm mai mult, am pun ceasul să sune, mă scol, mănânc și mă culc la înapoi. Doamne, deci măi oameni buni, deci voi înțelegeți? Deci în ce, adică cum putem să le cerem oamenilor să facă aberațiile astea, când de fapt este vorba despre o cantitate de mâncare, da? Deci aia care o mănânci tu în ritmul tău, care ai gătit-o, care o ai în casă și pentru restul familiei, că nu te apuci acum să faci pentru tine, mă, tu mănâncă jumătate din porție. Jumătate din porție de orice vreți voi și dacă e ciorbă de burtă cu smântână sau cartofi prăjiți, jumătate de porție înseamnă jumătate din numărul de calorii. Mă, dar rămâneți cu mâncarea voastră care aveți chimie cu ea. Că dacă ăla zice să mănânci castraveți cu coajă și nu mai știu ce și ți-e dar arsuri și tu mănânci ca un amărât și te trezești cu gastrită, că tu te-ai dus la nutriționist și ai plecat cu alta. Adică de ce și cum crezi că o să suporți chestia asta mai mult de câteva săptămâni? Care și ființa noastră niște limite și la un moment dat zice, bă, deci mă lași, adică lasă-mă coască, nu mai, adică nu mai poți și e normal să nu mai poți și Doamne ajută că nu mai putem. Pentru că nutriționistul nu zice să mănânci pe viață sau nu știu, dacă sunteți atât de, ori fi și de ăștia, mă, care au nutriționistul lor și atunci sunt așa, deci nu mai vreau eu să mai știu nimic, adică nu mai îmi bat capul cu mâncarea, o chestiune mult, e grea. În fiecare zi de 3 ori să te întreb, pe cuvânt că e grea. Și eu cu mine zic, Doamne, deci ai o felie de pâine cu una de șuncă și știa, gata, m-ai scăpat de o masă. Altfel, dacă m-aș gândi și diversitatea și când am mâncat ultima oară, vorbeau fetele azi, să mai mâncăm carne de curcan, care hormon? Eu am stat și m-am gândit, nici nu știu când am mâncat carne de curcan.
Are triptofan, foarte faină, e împotriva depresiei. N-am mâncat în ultima carne de curcan, îmi pare rău că n-am mâncat acum. Na, mă duc să-mi iau și eu curcan, ca să fiu și eu în rândul lumea, știi? Deci e o chestiune, Doamne ajută că avem un corp atât de performant, care nu știu cum reușește să facă, din prostelile care le facem noi și din ce meniuri avem noi, reușește să facă toate substanțele alea, să n-aibă carențe. Uitați-vă la vegetarian, trec 3 ani, 5 ani până se duc rezervele de vitamina B12, deci are o răbdare organismul nostru fantastică și trece peste o mulțime de prostii ale noastre. Mă, de la un moment dat sunt niște limite, adică jumătate din porția noastră, nu știu, am făcut azi varză cu carne. Trebuie să vină nutriționistul să zică, a, nu știu dacă ai voie, adică, ce zi azi, miercuri, nu, asta e pentru vineri. Și atunci ce facem? Înțelegi? Nu, e rău. A, da, dacă ați realizat că e o chestiune de cantitate, pe atunci nu mai puteți să dați vina nici pe nutriționist. Este, ai mâncat jumătate de porție, e bine, n-ai mâncat-o, n-ai slăbit. Adică nu trebuie să zică nutriționistul asta că doar știi că n-ai cum să slăbești dacă ai mâncat toată porția. Deci vreau să fac apel la bunul vostru simț, fraților, cu foame se slăbește, nu cu burta plină și cu combinații sofisticate, cu foame. Și o face toată lumea care e slabă. Am prietene care sunt doctorițe și care când ne sunăm, mergem la o cafea, peste mult să fie cafenea, nu restaurant, ca să nu-mi vină vreo idee să comand ceva de mâncare, da? Deci în continuare, nu vă închipuiți că mie mi-e mai ușor. În continuare, zilele în care nu ies din casă și am descris și trebuie asta, trebuie să am frigiderul gol. Și promit să nu pun mâna pe din ala să chem delivery-ul. N-am în aplicație nici Glovo, nici Bala, nici Tazul, nimic. Nimeni nu vine la ușa mea cu mâncare sub nicio formă. Chit că mor. Deci nu e o chestiune de disciplină, pentru că altfel e atât de la îndemână. Deci este așa, un clic și gata. Și nici nu mă întreb, și ce poftă am eu? Păi cum să te întreb, mă, ce poftă ai? Cum să spui întrebarea asta? Că vine așa o listă, știi? Din aia. Hai să ne gândim. Ce vrei tu bun? Nici pe copii n-ai voie să-i întreb. Cum să-i întreb ce vrei tu bun? S-a terminat. Ești pierdut, este? Deci întrebări de genul ăsta nu se pun, da? Este invers. Am și o poftă de ceva bun. Ok, ce zi azi? Miercuri. Ok. Dacă este o zi pe săptămână de ceva bun, să știi că tocmai ți-ai mâncat. Adică mergem astăzi, dar să nu te mai aud până peste o săptămână, da? Deci cam asta înseamnă disciplină. E dreptul tău. Am întâlnit o domnișoară, că nici pot să-i zic doamnă, care avea o fetiță care era tare mâncăcioasă și era frică că avea diabet în familie. Asta mică la 7 ani avea 45 de kg, deci nasol. Și a zis, adică mama disperată și speriată, i-a zis: fata mea, ai dreptul la 3 felii de pâine pe zi. Dar așa cu fermitate și cu durere și tristețe în suflet, adică ți se rupe sufletul de mila copilului, că îl vezi că e mâncăcios. Și a zis, mănâncă-le cât vrei tu, când vrei tu. Da? E ca o chestie din aia, știți, ca povestea românească cu 3 bani când ai 3 lei în buzunar. Și fetița, normal că în prima zi le mănânci pe toată dimineața. Dar trebuie să înțelegi că atâta ți-e porția și să vezi ce nasol și cât de tare te doare seara că nu mai ai nimic. Și a învățat copila singură, doar mama fiind fermă, a învățat copila singură să nu le mai mănânce pe toate la o masă. Și, adică lucrul ăsta, când e vorba de reguli, dacă nu-l acceptăm tot cu prețul siluetei și a, nu știu să zic, a stării noastre negative este. Dacă înțelegi că atât ai porția ta, 3 felii de pâine pe zi, n-ar fi mai isteț și inteligent să nu le mănânci pe toate 3 odată și dimineața? Că o să te doară. Dar nu, adică a doua zi, nu ne trebuie mai mult de 2-3 zile să înțelegem că e lucru serios și să ne comportăm ca atare. În schimb, noi suntem răzgâiați, și ce dacă le-am mâncat pe toate? Ce, că mai bag o porție de 3 felii și eu fac ce vreau. Faci ce vrei, că sui pe cântar sau nici nu te sui pe cântar. Pui hainele pe tine, vezi că te strâng, nu se mai închid. E de la mâncatul pe datorie. Mâncatul pe credit. Deci fiți fer cu voi și puneți-vă voi, nu nutriționistul, reguli. De câte ori mănânci paste, de câte ori mănânci pâine, pe săptămână, nu pe zi. Pe săptămână, nu pe zi. Că nu putem să ne permitem, din punct de vedere siluetă, nu că n-ar fi bune, sunt foarte sănătoase, toată mâncarea cu grăsime și cu zahăr ne place, dar ne și îngrașă. Deci partea de siluetă se ține cu disciplină și nu întrebându-te și ție ce ți-ar mai plăcea și cât să-ți dau, că nu avem nicio limită și fără buget, suntem fără limită de buget, fără număr, poți să mănânci oricât. Și chestia asta cu mănânc acum oricât și o să mă apuc de luni, nu. Nu, nu ține. Nu ține, nu. Deci în fiecare zi a vieții noastre, eu așa o pornesc dimineața, este Doamne ajută-mă să scap cu cât mai puțină mâncare azi.
Ne-a întrebat ce am mâncat azi. Pe bune. Ce ai mâncat? Am mâncat patru... De câte ori am zile de filmare sau asta, e un automat, apropo, de, și de la automatul de mâncare, da, ăla de junk food și fast food, da, când ți-e foame, mănânci și pietre. Sunt niște pernuțe, nu vreau să le fac reclamă, cu cașcaval și chimen. Bă, deci îmi place chimenul, l-aș mânca, uite așa, mă limp pe deget. Și eu am o pungă din aia, care știu că mănânc din ea de patru ori, da, și număr pernuțele. Le-am mâncat patru pernuțe și un lapte bătut. Și mă mai așteaptă un iaurt din seara. E foame! Aha, exact! Exact, da. Dar nu mă întreb și ți-e foame din aia. Hai că răziși, hai că poți, uite. Acum după energia asta, după vorbi, după interacțiunea cu lumea, mai uităm de foame, mai ascultăm o muzică la maxim, mai vedem nu știu ce, ne mai distragem atenția, mai o jucărie, mai găsim și alte surse de bucurie. Că altfel, dacă lăsăm totul pe mâncare, e greu. E greu, greu. O să ne întoarcem și la ceea ce ai spus legat de sursa bucuriei, însă aș vrea să te întreb dacă și copiii mănâncă pe fond emoțional, pentru că tot am vorbit despre mâncatul emoțional la adulți, dar ai menționat de copii. Aceștia tot mănâncă și ei pe fond emoțional, chiar și când nu le este foame? Aș spune, la copii e și mai grav, să zic, copilul supraponderal este un copil care are un dezechilibru. Poate să fie și din punct de vedere, iată, acestui apetit, adică sunt copii mâncăcioși și pofticioși, ok? Dar și aici, dacă mamele au, cum să zic, inima așa plăpândă și îi tratează cu milă, nu o să-i ajute. Adică, cel puțin din studii, s-a văzut faptul că și dacă ai gena obezității și moștenirea aceasta păguboasă, ca se vede în familiile în care sunt bunici, în care sunt mame, care au probleme de kilograme, ai toate șansele și tu ca copil să moștenești lucrul ăsta. Însă ce s-a văzut interesant, pe gemeni identici care au fost despărțiți la naștere, s-a văzut că mediul contează mai mult decât moștenirea genetică. Adică dacă copilul respectiv este crescut într-o casă, într-o familie, în care nu se pune preț pe mâncare, în care se gătește prost, în care lumea nu face, nu știu, o plăcere și un moment festiv din mâncare, în care mâncarea e tratată cu răceală, respectivul copil are toate șansele să fie normoponderal, deși are gena obezității. Deci mediul, la capitolul kilograme în plus, mediul în care îți desfășori viața de zi cu zi și cum anume ești învățat să ai relație cu mâncarea, contează mai mult decât felul în care te-ai născut. Și asta trebuie să fie foarte clar pentru mame și bunici. Țineți-vă copiii cât mai slăbănoși, ca o viață întreagă în față să se îngrașe. Și atunci nu îi îndemnați, nu le propuneți, nu îi încurajați, nu le curățați fructele, nu puneți fructe pe masă la dispoziție, nu țineți ronțeli prin casă, deci puneți piedici, știți ca la cursele alea cu obstacole, până să ajungă la mâncare să mai aibă de trecut trei probe și dacă nu reușesc să fie cu eșec. Da? Și să... E o chestiune de psihologie, inclusiv nouă adulților ni se spune, dacă ai... Nu știu să zic așa, mâncare ispititoare în casă, pune-o în trei cutii și alea prinse cu elastic și cu clap. Adică să-ți fie rușine de tine, de câte ori umbli la acel, nu știu, dulap care trebuie cu șapte lacăte, știi? Trebuie să avem piedici în calea accesului la mâncare, în niciun caz să nu fie facil și în niciun caz să nu ne îmbie. Pentru că altfel, gândiți-vă că despre mâncare, azi am stat mult în mașină și ascultând radio, la Kiss FM dimineața era un concurs despre, nu știu, să ai șapte întrebări cu litera L. E, din cele șapte întrebări, cinci au fost despre mâncare. Și era Cătălin Oprișan și zicea, bă, dar m-ați omorât de la 8:40 dimineața. De ce să fie, mă, despre șaurma cu de toate, despre limonadă, despre nu știu. Deci totul era despre mâncare și când vorbim despre ea, ni se deschide apetitul. Când o vedem, nu mai zic, când o avem pe masă, nu mai zic, adică în carte am descris acest fenomen, dacă ne-am declarat cu toții alergici la mâncare, am avea același comportament irresponsabil să ne înconjurăm de ea și apoi să ne mirăm că ne-a umflat? Dacă am fi cu toții alergici la polen și am fi și alergici la mâncare, cum ar trebui să ne comportăm cu mâncarea? Să ne punem o mască, să nu ne uităm la ea, să nu o cumpărăm, să fie un contact minim doar pentru a-ți asigura supraviețuirea. În schimb, noi, din mâncare, facem un spectacol. De peste tot. E peste tot, e peste tot. Ni se vorbește, ni se arată, e în poze. Acum mai nou adolescenții, nu știu ce tot butonează în telefoane, mi-au spus mamele, părinții, că se uită la rețete din astea pe orice canale, da? Mă, deci, dacă ai probleme cu silueta, dacă ești mâncăcios, de ce să stai tot timpul cu ochii mâncare? Cum crezi, ce efect o să aibă chestiunea asta? Expunerea la poze cu mâncare.
o să facă greață, crezi? Deci, înțelegeți ce zic? Noi singuri ne ispitim cu ea și apoi noi ne supărăm pe ea că ne-a îngrășat. Nu are mâncarea nicio vină. E jucăria noastră preferată, e prietenul nostru preferat, e partenerul nostru pentru toate emoțiile și în final ea e de vină. Not good. Ce facem cu cei care spun, dar totuși mâncarea este singura mea plăcere în viață sau singura mea bucurie în viață? Și sunt mulți care folosesc această frază. Și asta trebuie cum ar veni, adică respectat, dar cred că un om ca ăsta nu se mai duce la nutriționist să-l întrebe cum slăbește. Adică e o chestiune de asumare, e prețul plătit pentru această prietenie sau aceasta. Și sunt persoane care în momentul în care conștientizează sau își asumă această poziție, măcar încetează cu sentimentul de vinovăție. Adică nu mai este că nu pot să mă despart de ea, este nu vreau să mă despart de ea. Adică ca în relațiile abuzive, da? Adică degeaba vrem noi pentru omul respectiv, că o vezi și asta în povesti, că mi se pare exact abuzul cu mâncare este exact ca abuzul din relațiile de cuplu. N-ați cunoscut în jurul vostru o persoană care să aibă o relație, să zicem, disfuncțională și abuzivă și să vă uitați la ea și să-i spuneți, bă, dar nu e bine ce-ți face, nu e din aia, te bate, te umflă, te învinețește, pleacă, lasă-l, fă. Și aici nu că mă iubește. Na, și data viitoare o să fie diferit, nu o să fie la fel, tot o să te umfle, așa și noi cu mâncarea. Mă, las-o încolo, divorțează, izolează-te de ea, fugi. Nu, deci nu, dar totuși e așa de bună. Deci noi din prima nici n-am apucat să ne supărăm pe ea că gata, suntem. Francezii au această provocare în relația cu mâncarea și mi se pare foarte frumoasă, am povestit-o și în carte. Puneți-vă, în momentul în care aveți mâncarea în față, supuneți-o acestei provocări, convinge-mă să te mănânc. Da? Deci nu vă mai duceți deja seduși, cuceriți din aia, nu știu, așa cu atitudinea aia mâncate-aș, da? Indiferent cum ești, te mănânc, da? Nu, fiți așa fermi, adică bă, dacă ești bună, te mănânc, da, convinge-mă să te mănânc. Luați prima gură și ziceți, merit să te mănânc, asta ar fi o atitudine corectă și în relațiile de cuplu și în relațiile cu mâncarea, da? Mă, deci trebuie să fie un parteneriat, adică cu ce ești tu bună ca să te înghit, să vii cu caloriile respective și în final să mai mă și îngrași. Mă, trebuie să meriți să fac sacrificiul ăsta pentru tine. Deci poziționați-vă în relația cu mâncarea cu această atitudine, da? Nu vă mai... Pentru că în momentul în care îi spuneți convinge-mă să te mănânc, să vedeți cât e de greu. Nu zic să fiți cărcotași, dar să vedeți că mâncarea nu este atât de bună precum vrem noi să credem. Adică noi poate... Nu știu, în mai mult de jumătate dintre situații mâncăm o mâncare îndoielnică, că nu e caldă, că nu e gustoasă, dar oricum o mâncăm. Deci suntem pe sistemul merge și așa. Noi suntem extrem de toleranți și de permisivi. Adică nu-i cerem să fie foarte bună, adică dacă ești foarte bună te mănânc, dacă nu, nu. E fantastic cât suntem de... cât de jos este ștacheta în tot ce înseamnă consum de mâncare. Da? Deci mâncăm mâncare de proastă calitate, fără gust bun, fără să o apreciem, fără să o evaluăm cu simțurile, o înghițim și dacă te întreabă cineva cum a fost, nu. Și dacă zice, n-ai voie să zici cuvântul bun, habar n-ai să zici. Și cum a fost și ai mâncat? Nu. Acum nu știu. Nu știu, da? Na, zi, cum a fost? Măcar să fi fost foame, dar nici măcar de foame nu mâncăm. Deci e o chestiune, am făcut din mâncare o poveste extrem de complicată când ea ar putea fi simplificată punând întrebările corecte. Deci mâncarea nu ne ispitește, nu e așa de bună cum zicem noi, noi suntem abandonați și ne lăsăm așa cum ar veni, să zic, cuceriți de mâncare. Dar ea n-are niciun fel de putere asupra noastră, credeți-mă, n-are. Dar nouă ne place să fim seduși și abandonați cu mâncarea. E o chestie de atitudine. Și ne plângem apoi, da? Că suntem, vai, deci nu am o chestie. Corpul meu cere zahăr, eu nu vreau, dar el cere, da? Îmi scade glicemia, mă apucă, sunt convinsă, da? Niște dureri de cap, niște nervi de nemâncat. Exact ca în reclamă, nu ești tu când îți e foame, dar aia nu e foame. Avem noi niște nervi care vrem să-i calmăm cu mâncare și suntem frustrați că nu suntem lăsați sau că nu putem mânca la nesfârșit fără să ne îngrășăm. Deci ceea ce cerem e absurd. Da? Deci nouă ne-ar plăcea să fim tot timpul sătui, să nu ne îngrășăm, să mâncăm orice și oricât. Na. Și ne supărăm că nu funcționează asta. Bă, pe bune, deci un copil de 5 ani ți-ar zice, sunteți cam nebuni, da, deci nu. Da. Am înțeles că putem mânca de nervi, putem mânca de supărare, mâncăm de fericire, dacă tot vorbim de emoții.
Păi aici depinde fiecare despre ce fericire este vorba. E clar că toată lumea a simțit măcar o dată, apropo de îndrăgosteală și de relații. Este doar o chestiune de tot acest proces de seducție, fie că el cu mâncare sau cu persoane, se bazează de fapt pe captarea atenției. Și asta o observăm foarte des la copii. Ați văzut că atunci când copiii se joacă, se joacă, când sunt într-o poveste, adică ei nu fac lucrurile pe jumătate, nu se prefac. Așa ar trebui să fim și noi ca adulți, să avem lucruri pe care să le facem așa cu implicare full, așa, da, completă. Și atunci dacă ai în viață elemente care să-ți aducă pasiune, emoție, nu știu, dacă ai hobby-uri care să te relaxeze, să te facă fericit în sensul ăsta, da, de nu știu, așa, exact ca un copil care tremură de bucurie, cu siguranță atunci n-are cum să-ți fie foame sau să nu știu, să zboare gândul la mâncare. Mie de multe ori, și ați văzut și voi probabil, astea sunt lucrurile care se fac cu mâinile, deci obligatoriu trebuie să fie toate simțurile implicate. Dacă e ceva de construit, cum sunt copiii cărora le plac, nu știu, jocurile astea, Lego, puzzle-uri, deci tu când ești acolo într-un proces din ăsta de creație, de construcție, toate simțurile tale sunt acolo, toată atenția acolo, poate să ți se întâmple exact cum se spune, să uiți să mănânci. Pentru că nu mai ai cum să fii atent și să te gândești la asta. În schimb, cealaltă variantă în care nu ai lucruri care să îți capteze atenția, acolo vine gândul la mâncare. Deci asta e un lucru foarte interesant. În 80% din situații noi mâncăm de plictiseală, nici măcar pentru emoții negative, dar este o plictiseală a minții. Deci noi nu avem lucruri care să ne pasioneze și atunci fiind pe această inerție sau nu știu, pe această stare așa de niciun fel, oricum ne face bine un pic de mâncare. Da? Deci nici măcar nu avem un necaz sau un disconfort sau o tragedie să o compensăm cu mâncare, ci este efectiv lipsa unor elemente care să ne aducă un pic de, nu știu, zvâc. Da? Și atunci pe chestiunea asta banală și pe viața asta monotonă, mâncarea aduce un pic de gust. Dar e păgubos că vine cu calorii, dragii mei, deci orice alt element nealimentar care să vă distragă atenția de la animale de companie, la muzică, la grădinărit, la bricolat, la ce vreți voi, faceți ceva care să vă ocupe simțurile și să vă mai ocupe mâinile și gândurile ca să nu vă duceți la mâncare. Ca să nu vă duceți la mâncare. E o chestiune, din nou, de abilitatea noastră și înțelepciune cu ce să mai umplem viața, inclusiv treaba, da, apropo de dimineața. Dimineața e cel mai bun moment, când toată lumea e agitată, când ești pe asta, n-ai timp să mănânci. Foarte bine, las că o să ai timp mai târziu, da? Deci orice activitate care nu vă mai lasă timp să vă gândiți la mâncare este superbă. Și nu navigați, nu căutați, nu vă expuneți la mâncare, sfatul anterior, da? Nu țineți în jurul vostru, nu o puneți pe masă ca decor, da? Fructele nu sunt decor, luați decor de plastic, deci nu. Altfel treceți pe lângă ele, mai luați, alea de ronței nu mai zic. Nu prin sertarele de la birou, nu prin mașină, să n-aveți nimic la îndemână. Dacă nu ai, nu mănânci. E o regulă obligatorie. Obligatorie. Deci ne umplem viața cu alte lucruri, nu da. Cu mâncare. Asta este cel mai important. Da. Pentru că m-am uitat și la ceas, eu m-am lăsat prinsă de discuție, am și văzut că deja au trecut 45 de minute și de asemenea voi sta și în picioare și în cazul acesta o să scurtăm puțin discuția, însă înainte de a trece la partea frumoasă a autografelor, aș vrea să văd dacă avem întrebări din public. Poate cineva vrea să întrebe ceva anume, poate că a venit cu o întrebare și nu vrea să plece cu ea. Da, exact, cu ea nerăspunsă. Aș vrea să faceți un semn cu mâna, fie să veniți puțin mai în față, dacă vă este puțin rușine de microfon, puteți să vorbiți un pic mai tare, fără microfon, nicio problemă. Vă rog. Deci micul că mănânci dimineața singur la prânz cu prietenii și seara de o dușmană. Nu mai. Nu. Doamnă, eu sus. Că mă și sus. Așa. Eu pe pielea mea și a multor celor din jur cărora le-am pus problema în felul acesta, mi-am dat seama că genul acesta de afirmații erau făcute în momentul în care societatea era înaltă, ori erau făcute pentru copii în creștere, că pentru ei da, ai trimite să înceapă ziua cu burta goală e rău, pentru că dacă organismul a primit din exterior, trebuie să ardă din interior și atunci copilul trebuie să crească, nu să topească mușchii și grăsimea ca să îi țină de foame.
Foarte multe din recomandările pentru copii, noi ca adulți ne-au plăcut și le-am adoptat, da? Deci asta cu, iar din punctul de vedere al dinamicii vieții noastre sedentare, și cred că și bunicii noștri, nu numai că mâncau seara, dar era masa justificată pentru că munceau fizic. Și a nu mânca seara, vă spuneam, mi se pare o pedeapsă. Dar chestiunea asta, sau mă rog, explicațiile astea, că vezi, Doamne, metabolismul încetinește și unde mai consum caloriile, trebuie să explicăm și lucrul ăsta oamenilor. Metabolismul nu funcționează pe ziua respectivă. A sfințit soarele, s-a oprit metabolismul, gata, lucrurile s-au încheiat. Corpul nostru face un fel de medie a consumului pe câteva zile, chiar pe săptămână. Deci nici nu slăbești într-o zi, sărim peste o masă și nici nu te îngrași dintr-o masă. El te așteaptă, are această răbdare și o atitudine frumoasă pentru prostelile noastre, să-ți dea răgaz, ferească Dumnezeu, departe de mine. Adică asta am și spus, recomandările sunt una și impunerea alta. Adică câteodată noi nouă nu ne putem impune, dar rămite cineva din exterior. Adică ce vreau eu să îndemn la nivel de, nu știu, percepția ajutorului venit de la nutriționist este, da, să îți explice cum funcționează metabolismul, să îți explice fiecare, iată, din categoriile de alimente ce rol au. Dar în final, tu să fii cel care să-și asume răspunderea și efectiv să alegi lucrurile care ți se potrivesc. Pentru că dacă ți se potrivesc, ai toate șansele să le faci a la lung. Pentru că și mersul la nutriționist, nimeni nu se duce, nu știu, ca la psiholog ani de zile. Te duci o lună, două, trei și apoi din chestia trebuie să înveți niște lucruri care să le pui în practică și apoi, culmea, să rămâi cu niște obiceiuri care să fie diferite, ca și silueta să se păstreze diferită. Că dacă tu doar pe perioada când ai fost la nutriționist ai respectat și apoi zici, bă, acum nu știu, m-am plictisit sau am obosit și mă întorc tot, l-am mâncat cu ronțele între mese, l-am mâncat mult, kilogramele se întorc. Deci nu e o investiție care să rezolve problema. Este doar o pauză într-un program alimentar, să zic, neordonat. Și paradox, sau mă rog, beleaua din aceste slăbiri cu reîngrășări care se întâmplă de foarte multe ori când apelăm la metode externe și nu ne asumăm noi răspunderea, este că după orice nouă îngrășare, kilogramele care vin sunt numai de grăsime. Iar la următoarea cură de slăbire se va duce mult mai puțin pe cântar și va funcționa mult mai greu. De foarte multe ori, în cărțile în care se vorbește despre această capcană a dietelor repetate, se și spune, decât să slăbiți și să vă reîngrășați, mai bine nu slăbiți. Deloc. Pentru că odată o să-ți dea cu minus la capitolul self-esteem, da? Pentru că, iată, ai reușit să slăbești, ai reîngrășat și te consideri o persoană care a fost lipsită de voință. Iar apoi reîngrășarea vine numai cu kilograme de grăsime, care îți scad metabolismul bazal și vor face ca organismul tău să să aibă nevoie de o restricție și mai mare pentru aceeași pierdere în greutate. Și paradoxul în final este că la începutul anului cu sfârșitul lui, în principiu ai aceeași greutate, că aici e beleaua, da? Deci nu ai schimbat lucrurile dramatic, nu e că ai slăbit 10 kg și ai rămas cu ele. Nu, tu te reîngrași, dar poți pe perioada unui an să ai două episoade de slăbit, la final ai aceeași greutate, însă între timp compoziția ta corporală s-a schimbat în rău. La acelea 60 de kg, în loc să ai, nu știu, 10 kg de grăsime, acum ai 12 kg de grăsime. Și apoi te întreb de ce încep să mă îngraș cu din ce în ce mai puțină mâncare din cauza asta. Că cu cât faci aceste perioade de restricții să fie mai drastice, cu atât e pericolul care îngrășarea să fie mai rapidă. Deci decât să tăiați mult odată și apoi să vă opriți, mai bine tăiați mai puțin din porție și pe aia țineți-o așa. Pentru toată viața, da? Deci orice reducere de buget și de porție trebuie să fie definitivă. Nu ne mai putem întoarce niciodată, dragii mei, la ce am fost acum 20 de ani, da? Deci învățați că cu cât trece timpul, va trebui să mâncăm mai puțin doar ca să ne menținem. Doar ca să ne menținem, nu să slăbim, doar ca să ne menținem. Deci menținerea siluetei se face cu efort zilnic. Nu e, acum am dobândit-o și gata, iuhu, sunt în echilibru, fac ce vreau. Nu. Adică dacă nu aveți voi grijă de voi, nu are nici nutriționistul, nu are nimeni. Nimeni. Trebuie să fiți cu ochii pe voi ca la o alergie la praf și la polen. Da? Cum vedeți mâncare, fugiți. Deci fugiți de ea. Vă rog, încă o întrebare. Da, vă rog. Există 3 litri de apă pe zi, se spune.
Da, corect. Apa ne hidratează de adevărat. Nu ciorbă, nu un... Doamnă, eu nu știu dacă am desfințat acest mit. Eu consider că natura a pus apă în toate tocmai ca să putem să ne hidratăm. Eu sunt această persoană care nu bea un pahar cu apă nici la 3 zile, nu pot să beau apă, nu pot să o înghit. Am ajuns și, iată, cei de la Bookzone poate să spună, sunt mai nou personaj într-o carte de pamflet. Mă numesc Mica cu capa, Ombilica, da? Și până și autorul acestui pamflet din acea carte știa că eu nu beau apă, ci lapte, da? Deci sunt acest adult care bea lapte în loc de apă, că nu-mi place apa și mănânc ciorbă și, exact cum spuneați, legume și din alea. Și orice aliment, până și untul are 15% apă. Și sunt persoane care nu au senzație de sete și nu transpiră, sunt alții care au un metabolism care consumă multă apă. Deci fiecare om trebuie să-și găsească propriul lui echilibru, iar asta cu băutul multă apă nu este o... Adică niciodată nu o să bei apă și o să-ți treacă foamea. Niciodată nu are cum să-ți treacă foamea bând apă. Nu, sub nicio formă. Nu, nu trece. Da, și mă doare stomacul că simt apa aia într-un stomac gol, care oricum în 2 minute a trecut prin stomac. Dacă vreți să vă oprească apa, sau mă rog, să beți apă ca să vă țină și de foame, faceți ca, exact cum fac copiii care sunt scarandivi și slăbănogi. Iau o gură de mâncare, mai beau 2 guri de apă, iau o gură de mâncare, mai beau... Și după jumătate de porție s-au săturat. Ăsta e singurul mecanism, să bei apa în timpul mesei, astfel încât să se amestece cu alimentele și să rămână în stomac și să te umfle, să-ți umfle stomacul și să te saturi mai repede cu mai puțină mâncare. Da. Păi ați văzut, doamnă, și nu l-a învățat nimeni. Da? Nu e că am slăbit, doar ne-am dezumflat. Atât. Și ne umflăm imediat la următoarea masă. Da, deci nu funcționează. Mulțumim foarte mult, Mihaela, pentru toate informațiile prețioase, dar și pentru informațiile pe care le regăsim în cartea Foamea Sufletului. Le spun și celor care ne urmăresc online, pentru că mai bea apă. Pentru că sunt și pe pagina Bookzone și pe pagina Mihaela Bilic, puteți să achiziționați cartea de pe bookzone.ro, iar voi, cei care sunteți prezenți aici fizic, puteți să achiziționați cartea din Cărturești, cărora le mulțumim mult pentru găzduire. Este o locație extraordinară și ne bucurăm tare mult că am putut să facem aici această lansare de carte. Și vouă vă mulțumim pentru răbdare. Știm că nu este tare ușor să stați în picioare, însă apreciem foarte mult acest lucru, apreciem prezența voastră și vrem să vă spunem că vă iubim și vă prețuim.